Sono un bel razionale. Rappresentare la classe. Dice un bel razionale per rappresentare la classe. Ce l'ho punto 1, poi faccio ricapitolare, di classe anteriore, a numero. Prima prendo il carro rosso del petrolio, se non c'è un micchia, c'è un vassaggio. Quindi classe, no? Ma se c'è poco c'è mozzina. Ma se c'è poco c'è un numero naturale. Cioè dice, mozzina è un numero naturale. Carico la mozzina infinita, no? Carico mestre della 0, 1, 2, 3, io penso che adesso va in più, non c'è un lato. C'è la parte già se non la sostituzione si manda un altro lato, fuori 0, che è il numero della 1. Ci è formato veramente 1, 2, 3, la infine, no? Adesso noi non c'è un altro lato, fuori 0. Quando mi dà uno slot di come c'è una scuola civilizzazione umana, ho uno slot cerce questo male esperimento, cerce un altro, lo vanno un po' più maggiore, questo sia il futuro, e questo è stato animato, e coltivavo un gruppo, salvo quattro generali, ci chiedeva se uno slot, ma solo numero, vuoi, due vuoi, tre vuoi. C'è una cosa in cui sono invece un sistema di annumerati, un sistema di annumerati umani. Allora, la babilonia non c'è punto della 0, la Grecia non c'è punto della 1, dal tedesco Grecia c'è un'altra nozione filosofica, non lo so. C'è uno, non l'ho considerato, c'è un numero di un certo punto. Perché il numero c'è proprio della 2, traffic, pensavo che il numero del primo c'è della 2, uno era l'elemento di carico formato, c'era la 0. Se zero ha inventato la bruniera, dico una taccia va per un nemico, costa 0 kg, zero, classe inventese ce l'ha per un nemico. Ci ha inventato un simbolo, 0, Grecia non ha avuto il simbolo, 0, e io per quel drago, infatti che tante c'è sono fatte nel testa che ci sono, sempre la solita. Ma che io ho trovato numeri, qua c'è un numero naturale, sono numeri di esempio cantesi per io. E ho avuto un tempo, possibilità di essere vado, la prossima dai, posso tenere quattro sapire, vuoi da dormire, sono poche se più un banca di primis, un banca, questo è passato più un banca di primis, questo è passato più un banca di primis. Se tu pretendi a un numero naturale, ho inventato due numeri, uno con questo o sotto, c'è un minus o sotto. C'è, però c'è stato formato altri numeri. Allora con questo sotto, ho visto che non naturale, questo si pensava sotto, allora con un sotto ho visto che ho un numero di resistenza in 10 negativi.
Și indiferent că era cu plus sau indiferent că era cu minus, totul este un număr între. Și până la urmă, o vedea cu altă mulțime, cu mulțimea numerelor între. Și să zicem, mulțimea numerelor între. Se notează cu litera Z. În felul ăsta este tot o mulțime infinită, dar eu pot, pentru că eu pot să măsor de numere foarte, foarte mici, la număr, de exemplu, un milion, pot să iasă, ci este minus un milion. Minusul de devine un număr foarte mic. Nu știu de unde ce avea această mulțime. Așa cum mulțimea numărul ăsta este la infinit, această mulțime anilor întregi începe de la un minus infinit, să zicem așa. Zice, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0 sau plus 0, deci e cea găsit. Practic 0 este singurul element care poate fi scris și cu plus și cu minus. 0 plus 1 plus 2 sau 2 și tot așa, tot la infinit. Deci începe cu minus infinit. Impropriez că începe cu minus infinit. Sunt numere care se duc spre minus infinit. Sunt numere care se duc spre plus infinit. Ele, practic, vorbind de numere naturale, pun în față semnul minus sau semnul plus. Și aici avem, de exemplu, întregi negativi până la 0. Și din coace o să avem întregi pozitivi. Da. Și am format două mulțimi de numere, întregi negativ, întregi pozitiv. Am format și un alt element, 0, care se spune că este un număr neutru. Adică, teoretic, nu trebuie să fie nici negativ, nici pozitiv. Dar să nu crezi că elementele neutru sunt chiar așa de neutre. Nu sunt nici negativ, nici pozitiv, dar și eluzia. Adică că nu era nici cu Germania, nu era nici cu Anglia sau cu America. Dar erau și cu Germania, erau și cu America. Cam așa și cu 0 ăsta. Nu este nici negativ, nici pozitiv, dar pentru că este singurul element care poate fi și negativ, și pozitiv. Da? Adică, îi zicem element neutru, dar să nu voi cu de neutralitatea lui. Ceea ce ne mai interesează este această observație, că numele întregi provin din numele naturale, prin asocierea unui semn în față, da? Să zicem observație. Numele întregi provin din numerele naturale. Eu istoric așa s-a dezvoltat. Provin din numerele naturale. Prin asocierea unui semn care poate fi plus sau minus. Cele cu plus au rămas natural, iar cele cu minus formează partea de întregi negativ, care face parte din mulțimea de întregi. Ori este numărul întreg pozitiv, adică natural, ori este numărul întreg negativ, practic, el face parte din mulțimea noastră. Dacă vreau mulțimea numărul naturale, în felul acesta, mulțimea numărul naturale este inclusă în mulțimea numărul întreg. Orice număr natural este inclus, da? Mulțimea numărul naturale se spune că este inclusă în mulțimea numărul întreg. Și o observație, practic, ele provin numele 3 ori de numele naturale prin asociere de semn plus sau minus, dar practic
Poi la numero 13, io scrivo un motore, non faccio nessuno. Io la spalla viene fatta, già se non più vale. E la prossima non è quando si dice, oggi è il numero 3, oggi è il numero 3. Questo è formato di se caricato di più o meno ma ci resta qui modulo sono valore assoluto o se per esempio ci termina di valore assoluto c'è il presidente parte naturale non lo dice mi spalla naturale ah non lo dice quella non esiste la parte naturale forse sempre soltanto due non ce l'abbiamo invece naturale numero plus due plus due la dicevo del componente siamo ma se la stessa parte del modulo io se la riduce una del bar se ci stesse il modulo se puoi parlare con un modulo se è un bar oppure plus 2 e se gli do un 2 nel senso che dopo le parte se non ci viene fatto un modulo a stessa ci notazia il modulo plus 2 e do un 2 sau, bineînțeles, pot să zic să mă doresc la numărul minus 3, de exemplu. Care la fel are cele două componente, sem și modul. Și la fel, la scoare o parte numai modul, modul de minus 3, zic că face 3, adică vine doar partea naturală. Deci sem și modul. Modul de minus 3, bineînțeles că face 3. Și asta este mulțumea numărul 10. Avem și mulțumea de numărul plus, de exemplu, dacă zic plus 2 și minus 2, ele sunt numere puse. O poșă de plus 2 este minus 2 și minus, da? Deci minus 2, aia poți fi plus 2. Ce ziceam? Prin opusul numărului A, se înțelege numărul minus A. De fiecare aceasta o să extindem și la numele raționale. Pentru că vom vedea că și numele raționale păstrează aceeași formă. Deci zicem, observație. Opusul numărului plus A se notează minus A și invers. Opusul lui minus A este devine plus A. Practic, dacă eu aș face opusul opusului, minus minus A, ăsta devine plus A. Și are și denumirea de inversul lui minus A. Inversul lui minus A. Minus minus A reprezintă inversul lui minus A. Minus minus A face plus. Bun, deci avem numele naturale, avem numele întregi. Totuși, în clasa a 5-a să ne învățăm niște numere. Ați învățat fracțiile. Ați învățat fracțiile decimale, ați învățat fracțiile ordinale. Ce? De ce s-a inventat? Practic, tot a plecat tot la numele toate. Oamenii au numărat. O oară, două ori, trei ori, patru ori, că e dar mai mult și eu, pentru că nu am și mâncat și mâncat de ori. Dacă rămânea omul, nu cu bucata întreagă, ci mai avea și o bucățică din altă între ei, avea o oară și jumătate. Poate mergea la târg și trebuia să vândă, venea cumpărătorul,
diceva comparatore, ma non posso diciamo 7 kg di corrompo, mi spiega la cucina, da non c'è 18 kg di corrompo che io ho avuto, cioè non c'è 20 kg di 7 kg, non da 7 kg, non da 18 kg di 7 kg, ci sono tanti. Allora c'è tutta la necessità di non numerare mai intregi, ci dobbiamo numerare ci bucati di intregi. Se tu c'è altro si inventa un po' un numero, però la naturale non è città di numerare un intregi, c'è intregi non è città, perché io le esprimo tutti, non è naturale con più c'è con meno scarpe sedute, ci sono soldi diversi con cui, ma dove si inventa un numero, si dice. Mulțimea interrelaționale. Iată, practic, de unde a provenit această mulțime. Mulțimea numerelor raționale. Încă o mulțime. A apărut din necesitatea oamenilor. A apărut. Din necesitatea oamenilor de a număra atenție, numărul natural nu mai are nici măsit numărul natural. Practic, ia numărul natural și numărul cu totul. De fapt, numărul natural și cu partea cu totul cu numără, dar și cu partea cu bucățări din ea. Da? Apoi necesar la rog de a număra atât întregi, cât și bucăți de întregi. Cât și bucăți de întregi. Cât și bucăți de întregi. Luați învățat în fața, chiar în fața patra, că pentru a număra bucăți din întregi, o doimi, o treimi, șapte pătrimi, trebuia să folosesc numere scrise cu linie de față, nu? Și e doar acesta, număram bucățile de întregi, chiar că ați făcut reprezentarea de fracție, la fapt să minte. Fracția 3 supra 4, se lua un întreg, se împărța la 4 și se numărau 3 bucăți în cele 4, la 3 stele, da? Aceste bucăți de întregi, practic, erau reprezentate în numere sub formă de fracții, fracții ordinare. Și zice, un număr era ceva. Un număr era ceva. Un număr era ceva. Număr era ceva. Era exprimat. Era exprimat. Cu ajutorul. Cu ajutorul fracțiilor ordinare. Cu ajutorul fracțiilor ordinare. Dar în clasa 5 am văzut că în loc de fracții ordinare poți să folosești și fracții 10 și mare. Și atunci zicem așa. Exprimăm cu ajutorul fracțiilor ordinare. Fracții ordinare, repet, cu linie de fracție, adică fracțiile de numă asupra. Sau poate tot fracțiile decimale. Sau cu ajutorul fraților decimale. Adică fracții de forma A, V, B, tot așa, A, B, 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 A, poți să ai și mai multe cifre, B, C, D, puncte puncte, da? Sau A, B, B, C, C, perioadă, da? Da, tipul de fracție decimale. Practic, avem chiar o definiție destul de exactă, pentru că dacă nu se anotăm, noi luăm aceste fracții ordinare și le transformăm în fracții reducibile, da? Dacă fracția 4 pe 6 se simplifica cu 2 și rămâne 2 pe 3. Transformăm aceasta în fracție reducibile, face să ne ducem cu gândul că, de fapt, numărul rațional este orice număr care poate fi adus într-o formă ireductibilă, care poate, deci atenție, nu trebuie trebuie să fie scris. Nu doar să vedeți numărul rațional absolut în forma sa ireductibilă, ci să înțeleagă într-o formă
꿈꿈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 
foarte știți Hristos, nu că trebuie să apară astăzi, care poate fi adus în forma negativă. Această mulțime a lui rațională se notează cu pur. Și în baza aceasta vor da definiție. De fapt, o să trecem chiar la punctul 2 al lecției și zicem, pentru că noi, asta este scopul, să prezentăm mulțimea numărului rațional. Zicem, mulțimea numărului rațional. Minus 2 este numărul 1.
Trecem care este forma ordinară a molecule, pentru că mai este și forma decimală, 3,0. 3,0 este cealaltă formă, decimală. Minus 2 vine minus 2,0. Minus 2,0. Iată, deci acestea sunt numere naturale care pot fi întregi, pot fi raționați, sau numere întregi care sunt raționați. Bineînțeles că există și fracții, mai bine 4 pe 3, minus 2,7, care nu sunt naturale. 4 nu se fac la 3 să devină formă naturală. 4 împărțit la 3 vine 1 și ceva. Vine 1 3 și ceva. Acest și ceva înseamnă bucată de 3 care trebuie numărat. Minus 2,7. Minus 2,7 este tot așa. Minus 2, 3 și ceva. Da? Acest și ceva ne folosește foarte. Bun. Ar fi drăguț să vă înțelegeți pe voi așa. Bun. 4 pe 3 este o formă de număr rațional care nu e natural. Dar cum ar arăta o fracție care să fie și număr natural? 4 pe 2. 4 pe 2. Sau altă. 9 pe 3. 9 pe 3 sau 9 pe 1. Și atunci o proprietate foarte importantă a numărului rațional. Da, să scriem această proprietate. Trebuie să folosim această proprietate. Observați. O fracție A supra B este număr întreg sau număr natural dacă numărul A e divizibil cu B sau numitorul B îl divide pe A. Iată o proprietate foarte puternică, prin care noi putem vedea că o fracție este număr natural. De exemplu, și voi vă zic, 6 pe 2 este număr natural, da? Dar o să dau și un număr întreg negativ, minus 8 pe 4. Minus 8 pe 4 este număr întreg. Acum, eu pot aici să-i pun și un minus, că este forma de scriere, dar nu este negativ. Dacă este natural, este întreg pozitiv, nu? Putem să ne gândim la 10 pe 5. 10 pe 5 este natural sau întreg pozitiv, nu? Natural sau întreg pozitiv? Păi. Deci, la aproape am văzut, avem că numele naturale sunt incluse în ceanul întreg, sunt incluse în ceanul rațional. Am văzut propria numele rațional. Și am văzut când o fracție devine număr natural. Când numărătorul se împarte la numitor sau numitorul divide numărătorul. Înțeleg? Atunci să discutăm despre reprezentarea geometrică a numelor rațional. Și zice, la punctul 2, la punctul 3, reprezentarea pe axă a numerelor rațional. Deci reprezentarea pe axă a numerelor rațional. Mai întâi să ne aducem aminte de definiția axei, și zicem definiția, se numește axă o să zicem elevată axă, în fața 8 care vă spune axa numelor chiar reale. Se numește axă, figura geometrică, formată din patru elemente.
spesso questo ho assaggiato, fare sapone a corpo di legge, ho assaggiato. C'è simbolizzato tristra. C'è simbolizzato tristra, però mi fa male. Uno è padre Sofia, ho assaggiato questa cincia l'altro, nel senso, c'è la roba suggerita a destra. Sbaglio, soggetto, eventuale, grazie per te, ma è obbligato il suo, però lui non passa un prezzo, perché è una cosa così. Direi, senso, origine, e se la fede è venuta avanti, origine, un punto, e direzione, un punto e direzione, nota a porto, dice, lasciasse da un paio di ginnasi, non fa un po'. Sì, unità di misura. Unità di misura. Un segmento. Un segmento. Si trova una parola, sì, se non c'è la testa di un segmento che non c'è si costruisce, calma un due punti. L'altra c'è l'assa, figura geometrica formata di quattro elementi, lei c'è il senso origine di quattro punti. C'è questo posto di mozzo. Articolo, vuole posto di direzione. Devo costruire direzione. Un tablet non dà un senso, ci dà una cassa di sciocco che non più di materia scelta. Adesso dice ma c'è un senso di crescere il blocco minus a plus, minus infinito. Questo è quello che si muove, dentro infinito. Da, io non ho più fatto ciò, è il simbolo di infinito. Ah, allora il numero si è infinito, quello si è infinito, e la numero delle parti amici, la numero si è infinito, la numero c'è un caso della versione di immagine, infinito mix, si cacciava e cacci con questo un po' scopo, quattro mesi non riesce a mettere, infinito male e con questo c'è, ma meno si finisce infinito. A un certo punto dopo ci siamo messi l'origine, ci si parla di un segmento telegrafico unità di misura. Volete svolgere unità di misura? Di un centimetro, di essere forte con unità di misura di un centimetro. La funzione di scherzi che si lascia di marmare sono le mine. Noi estendo una lotta more generale. Ma la presa rappresentata una risposta amici, la posizione unità di misura mai male. Per la presa rappresentata un test forte mai, numero mai ma l'esplosivo è un di una sola mai micro e spalle con cui dai di rappresentare il mai ma quanto fa un tetto di una micro con cui dai di rappresentare il mai micro perché è un tetto di una micro cacci un po' in due e chiaro sapevo di questo che prendeva la voce ah, un po' su ha un marito in tetto di una micro cacci un po' in due ha un micro da cammino di questo micro una funzione di situazione. Hanno voglia di trasmettere con loro, forse con i trasmati. Hanno voglia di trasmettere con chi? Ma, invece, la funzione di sicurezza potrebbe avere un certo numero di mani, sono. Adesso vedete, se non c'è una lunga, poi rappresenta un numero naturale. A un certo punto, origine, ad esempio, la professione rappresenta due. Allora, due unità di mostra, due unità di mostra, ce l'ha un po' spesso, no? Allora, c'è il numero due. Su c'è la stessa unità di corrispondenza attuale, ha la geometria. Si dice A è coordinato 2. A è coordinato 2. Punto A. D è coordinato 2. No. Però se presento un numero negativo, un 3 negativo.
c'è il centro verso del presidente del Ministero, dunque, lo diciamo un po' origina, però per la origine. A fatto meno 1, ha fatto meno 2, vedete, ha già centrato le misure. C'è un po' più meno 3, si dice un punto C, depolo tomato meno 3, C, depolo tomato meno 3. Ma appunto c'è il formato non so come si vede la cosa che c'è sempre lì c'è chiacchiera pratico se dice non so che avesse rappresentato l'axolo 5 mesi ci va da lì c'è questa importanza perché un rappresentato l'axolo 1 mesi ci va. Basta che non posso forse sentire di misura di un centimetro, questo per ricavarsi è stato gravato. Cioè, tre decimili di centimetro sono millimetri. Perché c'è un altro fatto, non so forse scorrere il grado. Metto uscire per decimili. Metto uscire. Buono. E ci ha detto cosa è il classe, un numero positivo sarà un numero negativo. E già qua se rappresenta un classe, no? Se rappresenta un C numero decimale. Vediamo ciò che si fa. Grosso rappresenta ax. Numero 2,7. Ma invece rappresenta per 2,7. Posso mai rappresentare ax per minus 3,5. Se dice anche grosso rappresenta ax, questo non ci lascia tempo. 1,26, non so se sarebbe così in classe. Ora lo sappiamo più meglio con 1,26, cioè se fosse scrivere forte a succedere, casse quasi insieme. Adesso vediamo 2,7. Infatti che io casse le presi in classe non ho 2,7. Io mi collegato prima occupata di un fatto che vuol dire se ne esce parte parte entrare, no, chiaramente devo dire che sono parte entrare, due si possono entrare, perché c'è già la parte entrare. La dopo che poi si apre in parte decimale, poi c'è parte decimale. Se questo fosse per esempio 2 in 3, 7, 10, infatti vorrà, non c'è un po' origine, 1 in 3, 2 in 3. Tanto per 3, 2 in 3, la solicità è 4 in 3, 3 in 3. Se 2 in 3, 7, rappresenta 2 in 3, 7, 10. 2 in 3, 7, 10, non avresti di una verata millimetri. Primo millimetro, 66 centimetri. Primo millimetro va anche 2,1, perché lì c'è 2,1. Un motore 2,2, un motore 2,3, un motore 2,4, un motore 2,5. 2,5, diciamo che c'è la geometria tra 12 e 3. Va? Però 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3. Io penso che l'altro 2,7, dopo 2,5, ma non con 2,5, ma dico con 2 mm, ci interroga c'è anche l'angolo 2,7, 2,7, care, viene tedesco, 3,6 scrivo lì, te lo corrisponso qua, D, ci dice D, di coordinate 2,7, chiaro come l'altro, numero D, di coordinate 2,7. Adesso posso vedere il numero
E de care să aibă coordonata -3,5. -3,5 mă duc în zona negativă, partea negativă a axei. Adică mă duc la stânga cu 0, o cercăm de la 0 până spre stânga -3,5. Și la, bineînțeles că mai întâi voi număra întregii, -1 întreg, -2 întregi, -3 întregi, -3 întregi, -4 întregi, și aici ca o curiozitate să știți, că la un număr rațional, partea întreagă, la un număr rațional negativ, partea întreagă este numărul -4, nu este numărul -3. Când numărul este pozitiv, partea întreagă, dacă am 2,7, număr pozitiv, partea întreagă este 2. Dar dacă numărul este negativ, partea întreagă nu este -3, ci este următorul număr care e mai mic decât ăsta, decât -3,5, și anume -4. La numele negative trebuie să-i mai scădeți unul. Și acum, între -3 și -4, vom face cele 10 diviziuni, -3,1, -3,2, -3,3, -3,4, -3,5. -3,5, practic, vă duce la jumătatea segmentului dintre -3 și -4. Aici este -3,5. Și aici va fi punctul E de coordonată -3,5. Punctul E de coordonată -3,5. Aici acum se reprezintă numărul 1,26. Aici nu o să faceți voi, o să fac numai eu reprezentarea, pentru că nu prea aveți chiar cum să reprezentați voi 1,26. Nici eu nu o să am foarte bine. Am folosit de faptul că am fac această electronică și pot mări și micșoara mai zi. Dar dacă nu am fenomen de mări și micșoare, dacă luați unitate mică, e foarte greu să măsurați 1,26. Trebuie să luați unitatea mai mare. Mai chiar mai mare de un centimetru, poate să fie 2 centimetri, poate să fie 3 centimetri. 1,26. Tot așa, plecăm cu originea, care este 0, am numărat un întreg, l-am numărat și pe al doilea întreg, și tot așa, între 1 și 2, vom împărți în 10 părți egale. Adică 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 înseamnă jumătatea, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 și 20. Eu mă duc cu 1,26. 1,26 e ceva care va veni apropiat de 1,2 sau de 1,3. Și a, pentru asta de aici, o vom mări. Iar asta. Deci aici vine aici vine 1,2, da? Ăsta e 1,1, aici e 1,2. Și din coace, următoarea diviziune vine 1,3. Da? Iar între 1,2 și 1,3, eu încep iar să împart în sutii. Iar aici am împărțit în 10, am luat numele 1,2 și 1,3, am făcut împărțirea în 10. Și acum vedem cu împărțirea la sutim. Și iarăși împartă 10 părți egale. Această diviziune ar trebui să împartă 10 părți egale, să mai mărim un pic diviziunea. Între 1,2 și 1,3. Și voi avea așa. Jumătatea, 1,25. Până la jumătate, 5 părți egale. 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, jumătatea 1,25. Deci, 1,25 sunt la jumătate. Ce am mai reprezentat? 1,26. Practic, între 1,25. Trebuie să mai iau o diviziune. Și asta este 1,26. 1,26. Este următoarea zecime de zecime, adică următoarea subtimă. De la 1,25. Și zice 1,26. După aceea venim 1,27, 1,28, 1,29 și 1,3. Vedeți? Practic, între 1,2 și 1,3, eu mă duc în continuare cu zecimi de zecimi, adică cu sutimi. A zecea parte din zecimi ar trebui să iau în partea aceasta. Bineînțeles, de asta v-am zis, voi trebuie să folosiți teoreme foarte bine ascuțite ca să
forse più precisi del chirurg, una forma smalata del chirurg, così c'è questo terzo, così c'è il bacista. Già, prima questa operazione, o altro modo fate l'operazione, io non so se farsi da. Dacă este un mic chinez care știți că tu o boabă de orez, ați văzut pe asta? Nu? Au boabe mici de orez și au făcut într-o boabă de orez, cât e boaba aia de orez, ei acolo au făcut dita la sculptură. Sunt grădini trei sculptate într-o boabă de orez. Sau sunt mici fragmente de blocuri de plută în care au niște dinuții, ca să trebuie la acele dinuții, trebuie să trebuie cu lupa. Nu ai cum să vezi toate. Și când trebuie cu lupa și mă vezi de vreo 4-5 ori, vezi de fapt acolo un întreg teatru, de exemplu, chinezesc. Înțelegi? Deci ei chiar lucrează în astfel de bine, mult antrenat. Ei nu vrea să fie niște mici chinești ca să îl reprezentăm pe 1-2-6, adică nu are cum să împărțim din niciodată acesta. De când dacă eu nu vreau eu să rămân. Dar eu deja am vorbit de o părere. Poate, ia uitați-vă. Spune, da, pe aici am zis că nu vreau să rămân. Da? Voi l-ați văzut pe anii, dar acum nu mă vedeți așa, da? Eu știu că între 1,2 și 1,3, eu așa că oricum pot să mă duc să zic, băi, e 1,25 și jumătate între 1,2 și 1,3, mă duc un pic în gol față de jumătate, adică mă duc spre 1,3. Și l-am creat pe tărie de coordonate 1,26. Iată cum se reprezintă numărul decimal. Da? Cum se reprezintă numărul decimal. Prea ce aveți întrebări? Nu. Haideți să vedem cum reprezentăm numărul ordinare, fracțiile ordinare, pe axe. Tot așa, să considerăm axa. O să mă rog o dată. Deci asta axa. Și să zicem că vreau să reprezinte data asta față ordinare. Ce zicem? Să se reprezinte fracție. Și o pătrâie. Sau minus 2,3 și o 5,5. Sau facția 6 supra 4, 6 supra 5, 6 supra 5. Da. Sau minus 1 pe 2. Da? Sau 17 pe 2. Bă, 17 e cam mare. Hai să vă numai 15. 15 pe 2. Nu ești 15, 6. 9 pe 2. Mie să nu dau și niciodată. 9 pe 2. Da, prima fracție. 3,3 și 8 pătrâni. 3,3 și 8 pătrâni procedăm în felul următor. Originea înseamnă 0, luăm primul 3, al doilea 3, am mers la al treilea 3, mă duc și la al patrulea 3, am luat 4 unități de măsură. El zice 3,3 și 8 pătrâni. Practic, porțiunea aceasta dintre 3 și 4. O voi împărți în 4 părți egale. Deci între 3 și 4 le împart în 4 părți egale. Și de la 3,3 vom îndemna încă o pătrime. Și ajung aici între 3,3 și o pătrime, 3,3 și 2 pătrime sau 3,3 și jumătate, 3,3 și 3 pătrime și 4,3. 3,3 și 1 pătrime reprezintă primul set de după cei 2,3 și 3,3 și 1 pătrime.
luce del fuoco avanti 30 euro. Meno 2, 3, 4, 5, 5. Aver meno 1, aver per meno 2, aver per meno 3. Și porțiunea dintre minus 2 și minus 3, această porțiune, se împarte în 5 părți egale. 5 părți egale, 1, 2, 3, da, nu am reușit. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Și bineînțeles că luăm minus 2, 3 și 8, 5. Luăm prima 5. Minus 2, 3 și 8, 5. Prima cincime de după minus 2 treci, iar forma punctul H de coordonate minus 2 treci și o cincime. Șase pe cinci. Bă, să vă zic un lucru. Șase pe cinci, voi ca să reprezentați, puteți să vă duceți și în forma zecimală. Oricare parte 6 la 5, oricare amplific cu 2 și vine 12 pe 10, iar 12 pe 10 vine 12 pe 10, 1,2. Și în orice reprezent pe 6 pe 5, îl pot reprezenta pe 1,2. E același lucru. Dar totuși eu am să încerc să reprezint ca fracție ordinară. Da? Trebuie să mă duc în forma asta 10. Și ca să reprezint pe 6 pe 5, voi face în felul următor. 6 pe 5, pur și simplu, își scot în 10 din fracție. 6 împărțit la 5, vine un în 3 și în restul 1, care e la numărător. 6 pe 5 înseamnă 1 în 3 și 8 5. După ce scot în 3 din fracție și mă gândesc că 6 împărțit la 5 e 1,2 sau 1 în 3 și 8 5. Aduc aminte cum băgăm 3 din fracție. 1, 5, 5, 1, 6. A făcut la 6 pe 5. Dar că eu am spus, am făcut 6 împărțit la 5, cât îl pun în față, 6 4 în 0 și restul îl pun la numărător. Da? Și vine 1 în 3 și 8 5. Și am reprezentat 1 3 și 8 5. Am făcut 1 3, am făcut 2 întregi, între 1 3 și 2 întregi, în față în 5 părți egale. 1, 2, 3, 4, 5. Și în felul acesta, prima cincime reprezintă 1 3 și 8 5 sau 6 pe 5. Și la prima cincime o să punem punctul M de coordonate 6 pe 5. Punctul de coordonate minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2 este minus 1 jumătate, dacă vreți voi, poate 0 și minus 1. Iar în parte două părți egale și aici avem punctul minus 1 pe 2 sau punctul M de coordonate minus 1 pe 2. Da? Și eu am scris M de coordonate minus 1 pe 2. Punctul B de coordonată 9 pe 2. 9 împărțit la 2, tot așa scoatem întregi din fracție, 9 pe 2. 9 împărțit la 2 vine 4, 4 întregi, 4 pe 2, 8, până la 9 rămâne restul 1, 4 întregi și 1 pe 2. Aici 4 întregi, sunt avem 4, avem și la 5 la 3, și avem 9 de inime, jumătate. Și avem punctul P de coordonate 9 pe 2. 9 pe 2 sau 4 în 3 și 1 2. Deci, în felul acesta se reprezintă și numele fracțiile ordinare. Ambele numere trebuie să știm să le reprezentăm. Și sub formă decimală, și sub formă de fracție ordinare. De da? Dacă nu aveți întrebări.